Foarte mulți ne dorim să apară acest shotgun înapoi. Ne glumeam, nu e vorba de pump. A apărut heavy shotgun-ul, dar pe lângă acesta au apărut multe alte chestii, cum ar fi de Grotto, doar care al nume, nouă armă mitică pe care o să o vedeți în acest videoclip și un seif. Când o combinație din toate acestea, v-am arătat cum puteți câștiga foarte, foarte ușor un match. De fiecare dată v-aș ruga să inundați butonul de like, facem foarte multe, neapărat controlețul pe item shop, pentru că vă pregătesc niște surprize imense rău de tot. Puneți-vă cu clopoțel canului ca să fiți de fiecare dată notificați când eu o să postez, neapărat follow pe Instagram dacă vreți să primiți mai mult și neapărat follow și pe Trovo, pentru că acolo să aibă loc niște surprize, cum ar fi custom cu premii și multe altele. Eu nu mai zic nimic, vizionare plăcută. Din câte știți și voi, înainte de Grotto era în partea asta a hărții. Acum a revenit aici cu o altă denumire, Cover Tavern. Bă, vere, ce greu e de citit numele ăla. Bune. V-ați dat seama cu cine suntem? Aici suntem alături de unicul și inegalabilul familie Stulzpazi. Și bine v-am găsit la un nou uitați-vă la mine pe canal, că nu vreau să fac reclamă aici, că ce Robi, că sunt prieteni pe interes și are dreptate. Vino cu mine, te rog frumos. Bă, mamă, intrat direct. Nu, fii atent că am intrat bine. N-am intrat pe bine. Fii atent că nu mai știu asta. A uitat de existența mea. Așa, stai că am probleme mari rău de tot. Băiți, imediat vă zic ce aveam de zis, dar am probleme. Și eu. Chiar sunt tensionat maxim. Efectiv, dacă ajungi în locația asta, n-ai cum să nu mori. Să nu mori, da. Nu, chiar sunt bine pe tensiune aici, nebun, chiar sunt tensionat. Am intrat pe acolo pe între player aia. Eu, ăla din spatele meu avea un SMG. Nu știu, am intrat înăuntru unde ne băteam noi cu ea mai devreme. A, pe acolo te-ai băgat? Nu, de am ocolit, doar am ajuns aici, fără să-mi dau seama acum. Nu te gândi că știu ceva. T-au băgat foarte multe chestii și dacă ați fost în locația asta, am găsit safe-ul. Să mor eu. Da, și dacă ați fost găsit în... dacă ați fost în locația asta, probabil spus că s-au băgat foarte multe chestii noi. Locația în sine e foarte, da, upgraded. Chiar da. Bă, nu știu, mie mereu mi-au plăcut safe-urile astea, vere. Și când le-au scos am fost destul de dezamăgit. Și acum a băgat un safe, poate urmează să mai bage în chestia cu boss și mereu mi-a plăcut. Și cred că știi. Bune, și e farm de content. Băi, o să aveți clipuri foarte multe. Dar nu de la noi, că noi suntem lepre. Da, suntem leneși. Om la mine. Bă, stai mai prost ca mine, să mă bată mama. Unde vere, l-ai bătut? Stai că nu știu. Nu, sunt boss. Uite-l, mă, ce dă în mine. Bă, de unde m-a așa tu pe eu? Că mă lupt cu el, nu vezi? Bă, cu boții, mă. Da. Trebuie să-l batem pe bossul ăla de acolo din spate. Hai să mă player în locație oare? Nu, dar oameni buni, doar uitați-vă cât de mare e tot. Efectiv, e o zonă acolo, e o zonă în spatele meu, e zona aia și zona aia de unde am venit eu. Vino cu aceea că am găsit bossul, ei, uite-l. Bă, tare locație. Mamă, vezi că stă în tine fără să-i faci nimic? Dar toți fac așa, vere, și ăilalți. A, da. Bă, dă și în mine, chiar e Nessie. Bă, are jetpack. Bă, dar păstați, bați mai ușor față de The Foundation. La altă, haide. Hai, bine, iau. Bine, dă-mi. Fii atent, e în zona aia de acolo. Mi-a pus și mie checkpoint. Fii atent, că-s oamenii în față. Unde vrei să o luăm? Play. Stai, că-s aici ăștia. Uite-i. Bam. Și 41, vezi că e white. Mai vine unii. Mai avem omul în spate. Uite-l în spatele tău. Am văzut? Să trag. Uite-n ce intrare e faplul ăsta. Da, mai e unul aici la mine. În spatele tău, gen. Unde la tine? La mine. Fii atent. Da, aparent e la tine. Bravo, mă. Trebuie să ne facem neapărat intrarea. Una e să mergem blindați, una e să mergem ca perpilii. Aici e intrarea. Ești pregătit? Cum pe aici? Mamă, vere, se-i... Mamă, deci bă, tu n-ai idee ce nostalgic. Bă, m-a luat o nostalgie așa. Bă, să vezi ce e înainte. Ne-am făcut din aia, am încercat să o facem. Una, trei, două, trei, dropuri. Patru dropuri. Una, două, trei, patru handsman chest. Cum se cheamă, mă, ăștia? Seif de-astea cu gold. Ai o supply chest, bă, handsman chest. Bă, pe de-aia stare vere lumea aici. Bă, bune. Mamă, am vorbit numai unul peste altul, ați înțeles voi eu. Oricum, e o grămadă de loot, sunt o grămadă de player, deci dacă vreți să veniți aici, trebuie să fiți pregătiți să vă bateți pentru viața voastră. Bă, mi-a căzut shotgun-ul. Bă, tu n-ai idee, bă, ce nostalgie m-a luat, bă, cu seif-ul. O, stai că mai sunt și seif-uri aici. Și în partea asta sunt două, cât gold dă-ntru? 125, cred. 131 și eu, adică ai 262 de gold. Lutează repede, vine zona. Asta, adică v-ați dat seama că asta a fost prima reacție când am intrat în seif-ul ăsta, e efectiv în premieră și pentru noi. Zona e tare rău de tot. E mare. E bine rău pe bas, mami. Vi să te bați, e bine rău pe bas, mami. Pe bune și loot-ul ăsta, uite, de ce am un sniper legendar? Bă, nu, era tare, ne dea și arâuri de-astea cu scope mai bune. Adică pe arme, ce? Ai luat ceva de acolo? Depinde ce prizinare, da, îți dai, da, seama. Da, dai seama că nu-i mereu la fel, da. Am plecat cu SMG mitic, Gun Mov și SMG-ul lui Luțuții. Cred că e destul de OP, sincer. Dă mult damage, trage repede, oricum ăsta trage repede. Chiar e tare, mă, locația. Bă, și iar save, bă, sper să se mai bage în timp. Mamă, deci chiar m-a luat o nostalgie, mă, așa. Am simțit bine acolo. Asta v-a zis. Save înapoi, mă, să mai bage niște boși. Am un player, dungeon de player, că mă simt, da, bine. Era bine. Ei, cred că toți erau acolo la save. Acolo erau 70 de player, restul de 28. Mai sunt și 3-4 la tilt. Cât de genial. Să mai bage boși cu arme mitice și șmechene. Până acum sunt doi boși. E The Foundation. Care e The Foundation? Ăla care de MK7 mitic. MK7 ce? Oh, bine de tot atunci. Bă, chat, eu n-am mai jucat Fortnite o perioadă. Ați văzut și voi. De-aia tot întreb. Au optimizat ăștia jocul, mă, că mi se mișcă smooth rău de tot. Se mișcă smooth rău de tot, dar uite cum arată copacul ăsta. Tu vezi textura la fel cum îl văd eu, zici că e atât de culoare. Eu nu, la mine are textură. Nu, la mine nu, e prost. Dar pe mut, mă, pe Florentin. Da. Nu știam de ce n-ai reacționat tu la iepata de pe chiloții tei. Ia-te-l, mă, de-l de pe mut. Mi-a dat 3 șeptari la aparat.
știu dacă am apucat să vă anunț în intro, dar dacă ați dat skip peste partea aia, ceea ce nu-i recomandat, o să facem niște chestii foarte tari pentru voi, eu și Spazi. O să facem ceva turnee cu premii. O să fie genial. Uite player acolo. Hai mă, ne întâlnim și noi. N-ai știut un 11? Am, mamă. Da, mă, Robi, mă, că nu pot mă să-l pun, mă. Văzut, da. Fii atent, ăla fugi pe munte, ăștia au terminat. Uite, uite, unul jos, unul jos. Mamă, și mai sunt unii pe munte. Bă, ce loot o să avem de aici? Mamă, hai că am tras, dacă e ce mai sunt. Dai. Tu știi cât de nesimțit este SMG-ul ăsta? Nu era, nu. Knock. Da, pe bune, tu știi cât de nesimțit este SMG-ul ăsta? Uite prietenul lui. Mamă, cred că e supărat rău băiatul ăsta. Uite, mi-am dat și eu unul. Kit? Yellow. Bă, tu te-ai dus pe ei? Da. De ce nu mai aștepta și pe mine, tuții? N-am nevoie, n-am nevoie. Te-ai tras de atâta cu aia lui Spider-Man? Ah, nu, uite. Da, și uite-l pe la departe. Bă, mi-ai buildat în față, bă. Dai bătut joc de toată fericirea mea și de mine. Pe noi. Unde e omul de pe noi? Pe noi. Unde pe noi? Ai sus pe mine. Au. A luat foc, a luat foc, a luat foc, a luat. Yellow, mort. Bravo, mă, l-ai bătut. E mort. Mamă, ce bă, nu că l-am bătut. L-am umilit. Băi, veri, am dat un laser. L-am umilit, bravo. Deci ai zis foarte bine, ai zis. Nu știu cum ți-a venit să zici chestia asta. Nici mie. Săracu era așa confident când îl vedea că vine pe tine, venea cu așa cu încredere. Aveai poftă, aveai poftă să joci, pe bune că aveai poftă după atâta timp. Da, și vorbeam mai devreme cu Robi și cu Saic pe grup la noi acolo și a zis Robi, stai mă că îți dau acum o poză cu mine. Și când după un minut face Robi, bă, nu-ți mai dau, că am încercat să fac și mi-a scăzut confidența, încrederea în el. Și n-am mai trimis. Mi s-a părut amuzant. Că cum stătea la șef. Atent, avem player în stânga. Ăla are ardei mâncat, îl usură în fund. Uite ce pe la acolo. Păi ne-a vizit ce viteză are. Atent, am 19, hai pe ei, bă. În tryhard face multe kill-uri, îi rupem, bă, băieți. Fii atent. Să nu fie unul în vârf, aici cu un vârf cad. Păi în vârf sunt ei, dar mai sunt unii care dau după mine. Apare mi-au spart build-ul, că sunt niște aforistiți. Opa, uite-l pe ăsta aici. Auci. Aproape mort unul. Hai, nu deși l-o nedit. Vin. Mort, bravo. Nu tu l-ai bătut. Vezi că este unul din zona. Încă unul. Mort. Bravo. Mai trebuie să mai vină. Uite-te, nu, mai uite-te în spate. Nu trebuie să mai vină. Gata, i-au fost toți, dar mai sunt în față oameni, uite-i. Care stau și ne țin pe noi. Mă, sigur nu e niciunul în spate. Gata, mă, nu mai e niciunul în spate, gata, da. Să merg pe încredere, așa. E greu, vă spui, stai încredere în oameni, dar ai încredere în mine, ok? Eu nu sunt un oarecare. Vino cu acești și ajută-mă. -21. Aolo. Nu. Stai. Încerc, nu mă bați, mamă, nu vin. Mă bați, că am SMG-ul ăsta OP. Bine că din cauza SMG-ului ăsta eu nu m-a bătut băiatul ăsta. Și nu zic așa pentru că vreau să favorizez itemul, dar pur și simplu era să mor. Pe tine, vine unul cu mânușile. E mort, a căzut mare. Bine și tu. Nu a murit. Mamă, ce mă băteam cu el. Nu fugi, mă, mamă, i-am dat 5. La s-a dus. Hai, suntem în versus 1. Bă, dar cât mai am până ajung în zonă? Gata, asta a fost? Da, mai e unul. Nu vine să cred. Da, mă, chiar a fost, mamă, mi-a plăcut să mă bag cu aici, să mă mor. Bă, taci, mă. Se transformă. Bune că a fost tare. Dar cu unde e ăsta ultimul? Mă, ce faci? Era să mori. Am văzut că n-ai căzut. Bune că era. Hai și tu ceva de hit. A, vină încoace, încearcă. Îl văd din față. Easy money. Bă, mai e un charge splash. Bă, dă-ribut, nu lăsa. O, nu, dă-ribut. Dă-i. Că îi vin în spate. Mă, ce face ăsta? Se joacă cu sentimentele noastre, da degeaba, mă. Da degeaba. Am avut și noi kill-uri, am avut 8 cu 3, cât face? 11, nu? Hai mă, să-i zic că a fost bine, am mers și la The Grotto. Am deschis și safe-ul, ne-am jucat cu SMG-ul nou. L-am bătut și pe nouă boss, băi, câte chestii să mai face. Băi, dacă nu știa să băga și heavy shotgun-ul înapoi. Money line, I'ma run it.